Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint o parte din cadourile pe care le-am primit de ziua mea și câteva cumpărături. Dar înainte de toate, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Încă o dată vreau să vă spun mulțumesc din suflet. Aș vrea să vă strâng pe fiecare în brațe pentru cuvintele frumoase, pentru urările pe care mi le-ați făcut cu ocazia zilei mele de naștere. Vă iubesc, îmi pare bine că faceți parte din familia mea, vă pup și sper să fim aici împreună pentru mult timp de acum încolo. Haideți să vă arăt o parte din cadourile pe care le-am primit de ziua mea, altă parte ar trebui să vină în curând și am primit cadouri extraordinare de la persoane dragi mie. Vă voi arăta prima dată o cutiuță pe care am primit-o de la buna mea prietenă Ioana. Ioana, te pup, te îmbrățișez și îți mulțumesc mult pentru tot. O găsiți aici pe YouTube Ioana77 și haideți să vedeți ce am primit de la ea în această frumoasă cutiuță. Am primit așa. De la Pharmacy, linia de îngrijire Aqua, Dr. C. Tuna. Mostre pentru a le încerca. Aceste mostre conțin așa: Restoring Gel Cleanser, Hydra Drops, Hydrating Cream și Revitalizing Eye Cream. Sunt niște mostre destul de mărișoare, foarte bune pentru a le testa. Apoi, am primit acest săpun de la Pharmacy cu lavandă. Miroase foarte, foarte bine și draga mea prietenă știe că iubesc cremele pentru mâini de la Pharmacy și m-a mai trimis 3 creme de mâini și vi le arăt pe rând. Prima cu trandafir, 30 de ml, pe aceasta nu am încercat-o până acum, vă prezint și produsul. Așa arată, ele sunt sigilate, mulțumesc mult! Deci, aceasta cu trandafir, apoi am cu cireșe și unt de shea și arată așa, tot 30 de ml, foarte bune pentru a fi luate în geantă și una cu migdale și lapte. Tot la 30 de mililitri și arată așa. De-abia aștept să le folosesc. Și, draga mea dragă, pe lângă acest minunat bilețel la mulți ani cu drag Ioana Cristina, mi-a trimis parfumul pe care mi-l doream de la Pharmacy, Omnia, apă de parfum pentru femei, 50 de mililitri. Eu am avut de la ea o variantă mică de 15 mililitri și mi-a plăcut foarte mult. Am vorbit despre ea în produse terminate și ia uite, mi-a trimis aici o variantă mare și am vrut să deschid împreună cu voi. Foarte bun acest parfum. Așa arată cutiuța și haideți să vă prezint parfumelul. Parfumul arată așa și haideți să mă dau un pic cu el. Vai ce bine miroase, vai ce bine miroase! Persistență mare, foarte feminin, are ca note de vârf, note florale, de mijloc, garoafă, iris, violetă și flori albe. Se simte un pic garoafa și violeta și apoi intră în funcțiune florile albe și de bază note codimentate, ambră și mosc alb. Eu am făcut un clip cu parfumurile de la Pharmacy și îmi plac foarte mult aceste parfumuri. Pentru prețul lor sunt niște parfumuri foarte bune, iar acesta este un parfum minunat pentru primăvară. Pentru primăvară. Mulțumesc din inimă, Ioana, pentru acest minunat cadou. Trecem mai departe. Am primit de la o altă prietenă dragă acest tricou foarte drăguț. El este de la Lee Cooper, în mărimea XL.
foarte drăguț acest tricou, dar abia aștept să îl îmbrac, dar am vrut întâi și întâi să vi-l prezint vouă. Apoi, am primit și un alt parfum de la Bies, la Vanille, pentru femei, apă de parfum. Acesta are 100 de mililitri și am rămas surprinsă de acest parfum. Acest parfum este un dup după la Viebel, cu o persistență extraordinară. Deci, pentru cât costă, este un parfum foarte, foarte plăcut, un parfum de seară, un parfum feminin. Vă spun imediat și notele. Acest parfum a apărut în anul 2000, are ca note de vârf bergamotă, de mijloc iris și violetă și de bază patchouli și vanilie. E dulce, dar este un parfum pentru orice anotimp, zic eu. Pentru vară, cred că l-aș purta seara. Îmi place foarte mult. Are ceva un pic schimbat de la La Viebel, dar inima este La Viebel. Mie îmi place foarte mult, vi-l recomand și mă bucur tare mult că a intrat în colecția mea. M-am bucurat tare mult când l-am primit. BS La Vanille. Bun. Bineînțeles, din bănuții pe care i-am primit de ziua mea, nu se putea să nu cumpăr cărți și vă arăt cărțile pe care mi le-am cumpărat. Un gram de furie de Angeline Boulay. Arată foarte bine această carte și cred că am luat-o la 15 lei de pe BookZone. O, așa, spune aici, Daunis vrea adevărul cu orice preț zi de zi până la ultima suflare și pe măsură ce crimele și înșelăciunile sporesc, tânăra rămâne șocată de cât de departe dispusă să meargă pentru a-și proteja comunitatea, chiar și când acest lucru spulberă singura realitate pe care a cunoscut-o vreodată. Un gram de furie, Angeline Boulay. Foarte frumoasă și am citit recenzii bune despre această carte. A doua carte, tot de la BookZone, Menajera, de Freida McFadden. În fiecare zi fac curățenie în casa familiei Winchester. O iau pe fica lor de la școală, le gătesc o cină delicioasă și mă retrag în cămăruța mea de la mansardă. Încerc să ignor faptul că Nina face mizerie doar ca să mă privească cum curăț. Trec cu vederea toate minciunile absurde pe care le spune și mușc buza de jos de fiecare dată când mă acuză pe nedrept. Bine ai venit în familie, îmi spune Nina Winchester, în timp ce strânge mâna. Acest job este ultima șansă de a începe o nouă viață. Un thriller psihologic hipnotizant care te lasă fără cuvinte. Menajera de Frida McFadden. Apoi, mi-am cumpărat câteva cărți care au ca subiect pisica. Prima, Hiro Arikawa, Memoriile unui mutant călător. Bestseller în Japonia și în alte peste 30 de țări, prin vocea nonșalantă a lui Nana, motanul vagabond care renunță la viața trăită în libertate deplină, dar și în pericol, pentru a intra în casa și în sufletul lui Satoru, Hiro Arikawa ne face cu inteligență și umor o demonstrație desăvârșită a iubirii dintre oameni și feline și ne vorbește despre firele invizibile, dar indestructibile, care ne țin legați de prieteni și de familie. Memoriile unui motan, Hiro Arikawa. Zilele lui Savelie, de Grigori Slujitel. Secțiunea Allegro, din Concertul Amoroso, de Antonio Vivaldi, o cutie de banane cincuita, parfumul de aglică, iată primele amintiri ale lui Savelie din copilăria petrecută în grădina imobilului de delebrat al Morozovilor, în vechiul cartier negustoresc Tanganca. Sava, cum îl amintă mama și surorile sale, e un motan moscovic care nu-i scapă nicio șansă din cele pe care un destin fast îi le scoate în cale. Zilele lui Savelie, Grigori Slujitel. Iubire cu inimic, de Francis Mirales. Roman inspirațional și comedie romantică, acest bestseller internațional a fost pe lista celor mai bine vândute cărți în Spania, fiind tradus deja în aproape 30 de limbi, o bijuterie literară în care veți găsi referințe livrești amestecate cu o istorie plină de magie a lucrurilor mărunte, pentru că adeseori dragostea se ascunde în detaliile cele mai neînsemnate. Iubire cu inimic, Francis Mirales. Și ultima carte cu pisici,
Trezirea pisicuței interioare, pisica lui Dalai Lama și de David Michi. Ați mai văzut cărți la mine scrise de David Michi, vi le recomand din suflet. Aceste cărți sunt cărți cu un alt substrat, vi le recomand. Ca pisicuță o simțim adesea, nu e nevoie decât de o pană purtată de vânt, de o gustărică delicioasă apărută pe nepusă masă sau de tremurul fascinant al albei și brusc ne trezim copleșite de minunare, de încântare și ne lăsăm absorbite de clipa prezentă. Pisica lui Dalai Lama este mai emoționantă și mai puternică decât oricând. Trezirea pisicuței interioare, David Michi. Foarte frumoase aceste cărți. Mai departe, mi-am cumpărat două cărți din acea serie scrisă de Veit Etzold, Tăietura finală, ai 438 de prieteni pe Facebook și un dușman, eu am peste 5.000 de prieteni pe YouTube și cineva care îmi dă unlike, asta este. Un criminal care funcționează ca un virus de computer, invizibil și atot prezent, își spune cel fără nume, dar faptele sale înspăimântă întreg Berlinul. Comisarul principal Clara Vidali și echipa ei sunt obișnuiți să lucreze cazuri complicate în secția de parapsihologie, dar chiar și ei sunt șocați de violența acestui individ. Tăietura finală de Veit Etzold. A doua, continuarea de fapt, agonie mentală. Trecem mai departe, mi-am cumpărat de Lucinda Riley Crimele de la internat, o nouă carte de pe site-ul celor de la Litera. Moartea neașteptată a unui elev din internatul Fleet House de la San Ștefan, o școală privată din inima Ținutului Norfolk, este un eveniment șocant pe care directorul internatului este înclinat să-l numească un tragic eveniment. De-abia aștept să citesc această carte, este o carte nou-nouță și este pe lista scurtă a mea pentru a o citi. Surorile Chanel de Judith Little, tot de la Litera, o carte la fel de nouă. Antoine și Gabriel Coco Chanel știu că destinul le rezervă o viață mai bună decât cea pe care au avut-o. Abandonate cu ani în urmă de familie, fetele au crescut sub îndrumarea strictă a călugărițelor pioase care le-au pregătit să devină neveste de negustor sau de comercianți. Noaptea, colecția lor de cărți romantice și de articole decupate din reviste ascunse sub scândurile podelei le ajută să viseze la un viitor mai luminos. Surorile Chanel, Judith Little, îmi place foarte mult cum arată această carte. Și ultima carte cumpărată, Vânduți într-o zi de luni, de Christina McMorris, tot de la Litera. Doi copii de vânzare, un anunț scrijelit pe o scândură, este așezată pe privorul unei ferme americane în 1931, dar s-ar fi putut găsi oriunde în acele vremuri marcate de cos la pâine, falimente bancare și visuri sfărâmate. Ar fi putut fi scrise de orice mamă care se confundă cu alegeri imposibile. Scena teribilă îi evocă tânărului reporter Alice Freed, amintiri din trecut întunecat al propriei familii. Le face o fotografie copilor fără ca aceasta să fie destinată publicării. Dar, printr-un concurs de împrejurări, fotografia ajunge să ilustreze un articol scris de el. Din păcate, urmările apariției acestui an ziar vor fi mai devastatoare decât și-a imaginat vreodată. Vânduți într-o zi de luni, Christina McMorris. Și acum trecem la câteva cumpărături pe care le-am făcut. Am cumpărat revista Avantaje, care este la prețul de 20 de lei și primiți pe lângă revistă această cărticică, broșură, povestea mea, Almanacul Verii 2021 și primit de la Merimelo această eșarpă, tot la 20 de lei, mi s-a părut o afacere bună, mie mi-a plăcut pe verde, erau mult mai multe culori, de fapt este mai mult un fular, dar ceva mai scurt, mai subțire și foarte, foarte moale. Foarte frumoasă este această eșarfă. De la Lidl mi-am cumpărat, am găsit între ultimele pe acolo, de la Sunley, Belle Italy, apă de parfum la 50 de mililitri. Mi-a plăcut foarte mult această apă de parfum. Este un dup, mi se pare că după un parfum de la Dior, Portofino, ceva, este o, găsim aici o lămâie zemoasă, o lămâie ac,
sticlișoară perfectă pentru vară. Îmi pare rău că nu mi-am cumpărat două, am numai unul singur. Pentru vară, atunci când vor fi 40 de grade, va fi un parfum superb, superb și a costat numai 20 de lei. Sper să mai apară pentru a mai cumpăra. Deci de la Sanli Bell Italy. Și în această perioadă și-a cumpărat și Cătălin o geacă foarte frumoasă, o culoare superbă. Este de la Tom Taylor, în mărimea L. Aceasta este și vă spun că este foarte, foarte frumoasă. A prins-o la un preț foarte bun, în jur de 290 de lei pe EMAG. O culoare perfectă pentru primăvară, cât și pentru toamnă. Foarte bune aceste geci de la Tom, de la Tom Taylor. Și acestea au fost cadourile pe care le-am primit eu în prima fază pentru ziua mea, cât și câteva cumpărături pe care le-am făcut în ultima perioadă de timp. Mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup. Sper că a fost un clip frumos și nu v-am plictisit. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și ne vedem data viitoare. Pa, pa!